Salvamont Sibiu intervine pentru recuperarea unei femei în vârstă de 50 de ani care a suferit o întorsă în munții Făgăraș, în zona Cascada Sărata. De asemenea, au fost solicitat și elicopterul pentru recuperarea victimei prin troliere. Tot în munții Făgăraș, o altă femeie a căzut de pe una dintre potecile din zonă. Cu mai multe detalii despre victime vine Dan Popescu de la Salvamont Sibiu. Bună ziua, bună seara, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara. Așadar, ce informații aveți, vă rog? Victima din zona care suferă leziune la membru inferior, din zona Cascadei Sărata, a fost extrasă prin troliere de către elicopter și a fost dusă la aeroportul Sibiu, unde a fost preluată de un echipaj al ambulanței. Iar al doilea caz, cel cu persoana de sex feminin, care a căzut sub vârful lui Itel, acțiunea este încă în desfășurare. Același elicopter care a efectuat prima troliere va merge în zona de Bilia, va prelua un coleg de-al meu salvamontist, vor merge împreună cu medicul și vor efectua extragerea prin troliere. Așadar, muntele este periculos și vara până la urmă. Ce sfaturi le dați turiștilor care se aventurează în această perioadă, chiar și pe timp de vară? Să fie atent la prognoza meteo, cel mai important, să fie echipat corespunzător, să-și aleagă trasee direct proporționale cu pregătirea lor fizică și cu experiența lor și să nu uităm că muntele este acolo, nu trebuie să forțăm niciodată o tură mai mult decât este cazul și să se bucure de ieșirile în natură. Da, vom urmări ce se întâmplă așadar și în acest caz. Dan Popescu de la Salvamont Sibiu, vă mulțumesc foarte frumos pentru informații.